Merge. Astăzi, fiind 29 februarie, o zi pe care o întâlnim odată la 4 ani, am lansat un proiect 3 pentru Arad. Facem o selecție pe 3 direcții pentru a promova 3 oameni din societatea civilă în Consiliul Local. Așa cum ați văzut, avem 3 direcții importante: tineret, voluntariat, prima direcție, ecologie, spații verzi, a doua direcție, și Aradul, Cetate Culturală 2020, a treia direcție. Aradul s-a remarcat în ultimii ani prin investiții majore în infrastructură. Am reușit să acoperim handicapul pe care l-am avut noi în infrastructură și, evident, în următorii ani trebuie să mergem pe altă zonă de confort pentru municipiul Arad. De aceea, această ofertă pentru societatea civilă de a intra în legitimitatea Consiliului Local, în a decide viitorul pe aceste 3 direcții, eu cred că trebuie luată ca o provocare pentru oamenii din societatea civilă și, evident, ca o apreciere pentru factorul politic care a reușit să obțină această legătură politic și zona societății civile. Eu sunt sigur că în Arad avem oameni care și în acest moment sunt implicați în zona voluntariatului, în zona tineretului, ca acțiuni specifice pentru tineret. Avem oameni care sunt astăzi dedicați zonei ecologice și a proiectelor pentru ecologie și, evident, avem oameni de cultură, oameni cu viziune în domeniul administrării culturii, oameni care pot gândi viitorul acestui domeniu pentru Aradul anului 2020. De aceea, provocarea aceasta, în termeni în care v-am prezentat-o, este nouă pentru societatea românească. Are legătură cu cartea pe care am scris-o, Societate Vie, Proiect România 2020, și evident prin parteneriatul cu dumneavoastră, prin sprijinul pe care ne-l puteți acorda, putem face o promovare a site-ului 3 pentru Arad, societatea vie.ro, o promovare pentru ca pe zona aceasta oamenii să intre în acest proiect important, un proiect care va face o legătură între societatea civilă și zona politică.